Mă numesc Budoiu Robert și candidez din partea Partidului Național Liberal la funcția de primar al comunei Buciumeni. Sunt născut și crescut în această comună și dorim să vă prezentăm viziunea noastră pentru comuna Buciumeni. Ce obiective vreți să implementați în cadrul comunei din Buciumeni dacă veți fi ales funcția de primar al comunei? Reabilitarea tuturor drumurilor care nu au fost realizate până acum. Extinderea rețelei de gaze naturale pe dealul mare, strada Crăiță și zona gară, reabilitarea străzii Casa Androiu, reabilitarea drumului spre Budoi, care o să fie asfaltat la Buciumeni, care de 20 de ani nu s-a reușit să se pună o palmă de asfalt. În legătură cu școala, iar din dealul mare, care grădinița, care o să încercăm să o reabilităm, a fost lăsată în paragină și copiii vor să deplasează la Buciumeni pentru a învăța, ori la în alte orașe limitrofe ale comunei. Da, și către, în general către sport. O să reabilităm stadionul care îl avem la, în zona gării, care dă 10-15 ani, cred că nu s-a făcut absolut nimica pentru el. Terenul sintetic care a fost construit și de asemenea nu se dă voie să se joace pe el decât contracost. S-a degradat complet și copiii fac sport pe unde apucă. Și cam în legătură cu sportul, să dăm drumul cât de cât la sala care s-a făcut la în zona terenului de fotbal. Șanse nu pot să aproximez câte am. Eu de obicei sunt cunoscut mai puțin, eu având un serviciu de plec dimineața, vin seara. Dar sper să avem și consilier să îndeplinesc. Încercăm în campania care o susținem să ne atragem cât mai multe voturi și să facem o schimbare. Aș vrea să fac o organizație de tineret care să implementeze alte idei noi, să ne susțină și să-și spună punctele de vedere și ce ar mai fi necesar să facem în comună, pentru atrageri de fonduri europene și sper să mă vânteze pentru o schimbare în comună, o schimbare în bine. Și să încercăm să atragem cât mai multe fonduri, să facem cât mai multe lucrări benefice pentru această comună, începând de la canalizări, asfaltări și drumurile care sunt foarte deteriorate.